Natalia Chetene, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De la o vârstă fragedă, Eugen Vicol din Pănășești a rămas fără de mângâiere părintească. Pe când avea 3 ani, el a ajuns la un orfelinat din Chișinău. Nu pot spun că nu știam eu dragoste de mamă. Sunt. Și nici n-am avut-o. Și nimeni nu ne-a dat-o. Visul lui Eugen, de când se ține minte, era ca să ajungă într-o familie, unde să aibă parte de dragoste. Nimic mai mult. Dorința lui părea să se împlinească atunci când un cuplu din Pănășești l-a luat în grijă. Dar orice copil atunci vrea. Vreau o mângâiere, o vorbă dulce așa. Fericirea lui Eugen a durat exact o zi, își amintește cu regret bărbatul. Când ne-au adus aici, pe noi, atâta a doua, a treia zi, dar mâncați în bătaie. Ne-au pus în rând ștăți, care și cum, bătaie cu relă, harag. Acum Eugen are o familie, dar umbra trecutului îl acoperă în continuare. Bărbatul riscă din nou să ajungă pe drumuri. Totul se întâmplă din motiv că femeia care l-a adoptat în copilărie ar vrea să-l alunge din locuința în care el trăiește. Aveți două ceasuri la dispoziție, să vă luați tot din casă și să liberați casa. La polul opus, femeia care l-a crescut pe Eugen descrie lucrurile altfel. Cum să-ți faci nielă de un șer pe veninos? Eugen nu este singurul care a ajuns în casa cuplului din Pănășești. Sub același acoperiș au crescut încă 6 suflete orfane. Cu ce povești despre părinții adoptivi vor veni ei în platoul nostru? Aflați în această seară. Eugen Vicol se teme că în orice zi familia lui ar putea ajunge în stradă. Asta chiar dacă, spune el, are propria locuință. Eugen a venit astăzi la noi împreună cu soția, Aleona, ca să ne spună ce li se întâmplă acum în viață. Haideți să-i încurajăm. Bună seara! Bună seara! Eugen, te rog să ne povestești ce se întâmplă și de ce familia ta riscă să rămână iarăși în stradă. Noi suntem luat de la casa de copii. Și doamna asta, care ne-a crescut până la 18 ani, statul i-a dat ajutoare, material de construcție, de tăte, să construiască casă pentru noi, care 7 ne-a luat. Au făcut tot pe ascunsele. Așa mai tot și material de construcție s-a dat, au devenit ei. Vreau să iei casă. Dar, ca să înțeleg, tu și, hai să le zic, frații tăi vitreci, da? Pentru că toți ați crescut într-o familie, într-o casă, ca niște frați. Da. Voi considerați această casă a voastră? Da. Așa. Noi de mici copii acolo am crescut. Dar spune-mi, te rog, ce fel de acte aveți care să dovedească că această locuință totuși va aparține vouă? Da. Erau actele de o arsă mașină la un frate de-al meu. A fost titlul de proprietar la tot 7. Și de o arsă mașină. Dar ele trebuie să mai fie undeva, nu? Prin arhivă, eu știu. Voi ați încercat să le ridicați, să le obțineți, să faceți copii? Eu după tot ce am înțeles că ele de mult s-a anulat, că ea are și ea de mult titlul de proprietar. Eu știu, Aleona, că și tu ai crescut fără părinți, da? Da, am văzut de 8 luni de zile, m-a lăsat mai mică. Spune-mi, te rog, atâta timp cât nimeni dintre voi nu are o familie, voi doi numai sunteți pe lume și copilașul vostru, ce o să faceți în cazul în care veți fi alungați din această locuință? Unde puteți merge? La cine puteți apela? Nu știu. Nu aveți chiar pe nimeni? Nu avem pe nimeni. Haideți să vedem un scurt subiect pe care l-au pregătit colegii mei despre familia voastră. Atenție la ecran. Sorțile lui Eugen și Aleona de parcă ar fi trase la indigo. Ambii nu au cunoscut cu adevărat ce înseamnă dragoste și căldură părintească. Ei spun că în urmă cu 6 ani i-au unit necazurile și dorința arzătoare de a se simți iubiți. Mama m-a lăsat la 8 luni de zile și am stat și eu foarte greu în familie și ne-am găsit
Aliona zice că l-a întâlnit pe Eugen pe când avea 14 ani. Ea spune că, deși între ea și bărbatul ales este o diferență de 18 ani, nu a avut niciun dubiu că împreună vor avea un trai fericit. Mai mult, Aliona mărturisește că Eugen o răsfață cu flori aproape în fiecare zi. A fost bun început, iubitor, m-a stimat, m-a respectat permanent, mă răsfață cu flori. În fiecare seară când vin la servicii, permanent vin cu orhidee, mă faci fericită. Când a atins vârsta majoratului, Aliona a născut o fetiță, iar din acea clipă, familia lor s-a întărit și mai mult. Foarte mare bucurie când a apărut pe lume soțul până la vârsta 36 de ani, nouă copii, și a fost o bucurie imensă de mare. Ei ne-a dus toată fericirea în casă. Aliona și Eugen muncesc peste puterile lor pentru a putea să le ofere fiicei lor cele necesare. Eugen lucrează tractorist la o uzină de metal din Chișinău, iar Aliona s-a angajat bonă pentru doi copii din sat. Soții Vicol zic că banii pe care îi câștigă lunar le ajung pentru întreținere, dar nu și pentru a cumpăra o casă nouă. Acum nu înțeleg cum o femeie care a luat decizia de a te adopta împreună cu alți 6 copii, da? Sau 7? 6. Ce motive ar avea ea acum să te alunge din această locuință? Cum așa? Eu nu ne-a luat ca să aibă grijă de noi, să ne hrănească. Eu ne-a luat cu un scop. Cum? Eu încerc scoză, că se bată joc de noi. Tu vrei să ne spui că a încercat să profite de pe voi? Dar așa și-a fost. Așa și-a fost? Uite, înainte de a continua tu, pentru că chiar vreau să aud ce copilărie ați avut tu și frații tăi, hai să vedem cum arată casa în care locuiți voi și pentru care, de fapt, se produce acest conflict, această confruntare. Atenție! Aici, când m-am mutat aici, nu era nici ferestre, nici ușă. Era, cum e podeaua, așa era tot casa. Și nici turnatul, beton nu era. Eu am început să torn, am făcut două camere. Aici nici lumină nu era tras. E ca și era atât casă, și nici ferestre, nici lut, nic nu era. Eu aici, dar m-am început să șcaturiesc, să torn pe jos. Aici, dar eu am făcut că să pot trăiesc și bă, aici ca bucătărie. Bucătărie în partea asta, lemnele, care e pe iarnă, dau în partea asta dormitorul. Tot e făcut de mine. Soții, e cu florile. Eu le cumpăr, eu dăm le îngrijesc. Aici e suba, plita. Anul ăsta am vrut să o stric să fac alta, dar că... Dar nu pot să o fac, eu nu știu și cu casa să decide. Și aici e dormitorul nostru. Și am dovedit și am făcut că mai mult nu pot să fac. Că eu singur nu știu și să decide, să mai vrut bani, și așa am vrut bani aici. Acum ești într-un mare suspans, nu știi, așa cum ai zis, nu știi ce să faci cu casa asta, nu mai poți investi și nici nu știi ce se va întâmpla mâine. Da. Dar ai încercat să clarifici lucrurile cu această femeie care te-a crescut, care putea să-ți fie mamă. Am încercat, eu și-o agitam. Eu lucram în sat pe-un tractor, eram o goală, eram măstărâin să mă înțeleg cu tăsa asta. Dar e tot... E de ce o ajutam, e cu atât mai tare să vră și vine, câteodată la ora 5 vine și mă scula. Haide și mă vezi că eu întârzi la tren, dar eu nu putem în ziua așa să mă aduc. Și apoi începe pensa să mă numească de fel, că e ca așa, că e ca așa. Alina, eu am înțeles că și tu ai încercat să cumva să faci un apel. Dacă poate să mă apropi, poate să comunic, pentru că n-am avut nici eu dragoste mamă, am încercat să poate să încerc să comunic frumos, dar în zadar permanent mă numea cuvinte ce zărate, nu trăgea atenție și vorbesc, unii pleca acolo, m-am vorbea de rău, numai... Dar de ce avea dacă această nu reacție? Eram eu, de exemplu, acolo casa se libera, dar așa m-a dus pe lume un copil împreună și chipurile eu să mă duc acolo, Iana, și dem, că dacă nu eram eu, nu era nici copilul și... Casa era liberă, mere pe jur, dădea afară din casă. Dar acum e copil cu Asteana și Geasteana permanent. Deci asta o deranjează, da? Prezența ta și a copilașului vostru.
Este o poveste pe atât de frumoasă, pe atât de tragică. Bănuiesc eu că eroii noștri nu au discutat cu părinților adoptivi la timpul potrivit ca să pună în ordine formele legale de proprietate asupra casei. Probabil au crezut prea mult în acești părinți, că o să-i poată ajuta, că o să-i poată cumva ține în jurul lor până la adânci bătrânețe. Dar odată ce v-ați maturizat, cred că ei aveau așteptări ca voi să vă formați sau să vă construiți cuibul vostru. Atunci când ajungi la 18 ani, te gândești să-ți construiești propriul cuib. De ce? Eu înțeleg doamna care în prezent pretinde la această casă, precum că ea, care este în vârstă, a înregistrat această proprietate după ea și are tot dreptul să folosească proprietatea după bunul ei plac. Eugen îl înțeleg prea bine, fiindcă spune că când m-am mutat în această casă, erau numai pereții. Eu am investit în această casă, ferestre, lumină și uitați-vă cu cât respect, cu câtă bucurie el povestește despre casa care el a făcut-o. Numai că atunci când a început să investească, el nu și-a organizat acele investiții într-o proprietate care trebuia să aparțină lui. Nici nu s-a interesat după cine a înregistrat această proprietate, ce regim juridic are și în prezent. După ce această casă este funcțională, noi vedem că adevăratul proprietar în acte pretinde ca să reîntoarcă proprietatea înapoi. Asta e. În această seară aflăm povestea lui Eugen Vicol. De mic, el a ajuns la un orfelinat din Chișinău după ce tatăl lui a murit, iar mama a fost lipsită de drepturi părintești. Pe când Eugen avea 7 ani, un cuplu din Pânășești l-a luat în grija sa. Doar că visul băiatului de a avea o familie iubitoare nu s-a împlinit. Eugen povestește că a avut o copilărie nefericită în casa părinților adoptivi. Acum Eugen are 38 de ani, dar tot nu a scăpat de coșmarul copilăriei. El afirmă că femeia care l-a crescut vrea să-l dea afară din locuința unde el stă acum împreună cu soția și copilul său. În scurt timp veți afla cine este aceasta și ce povestește ea despre relația cu fiul adoptiv. Iar acum eu îl invit în platoul nostru pe Grigore Gârleanu, care a crescut în aceeași casă cu Eugen. Să vedem cine va povesti el despre viața pe care a avut-o în familia adoptivă. Să ne întâmplăm. Bună seara. Vreau să te întreb pe tine. Tu de la ce vârstă ai crescut în această familie adoptivă? De la un an jumate. Și până la vârsta de 18 ani? Nu. La 14 ani am plecat. Ai plecat? Da. Dar ai avut unde? N-am avut unde, pe la prieteni, pe la colegi, pe la... Poți să te întreb de ce? Eram chinuit. Eram bătut, eram... dezbrăcat, iarnă, pinomat, disculță. Haideți să vedem cine au povestit și alți frați de-ai voștri despre viața pe care ați avut-o în această familie adoptivă. Atenție, micro. Că noi am fost folosiți ca arab sila, nu altceva decât forță de muncă. Eu semne, la dânsa am în cap aici ștorul. Creștem 7 vaci, noi nu știam gust la smântână, lapte. Pâine, apă, mâncam la sărbători, când era parci, ceva de genul ăsta. Dorneam unde să ne merim, acolo dorneam. Dar de bătaie nici vorba. Din cuvinte urâte, încezărate nu erau cuvinte. Da, ne făcea și... copil de 90 ani. Facem fiețuim păreții și ne băte cu sapă în cap și cu șier, cu cine meri. Eu vreau să vă zic că este pur și simplu strigător la cer atunci când un copil încearcă să obțină minimum de la un părinte adoptiv. Grijă, atitudine respectuoasă, dragoste dacă e posibil, însă în cazul dat nu s-a obținut nimic. Plus la toate, Eugen a considerat că este bine să rămână, totuși paradoxal, dar să rămână în jurul acestei familii. Eu cred că trebuie după aceste povești pe care le aveți voi despre viața în cadrul acestei familii să vă revizuiți cumva viața și să o luați cumva de la capăt, să uitați de această poveste urât, pentru că sunt sigură că v-a marcat pentru totdeauna. Grigore, Eugen, dar eu vreau să vă întreb, atunci când ați fost copii și ați trăit toate grozăviile din casa asta,
Ați încercat vreodată cuiva să vă plângeți? Ei, când vine la televiziune sau la comisie, ceva ei dar nu știe. Cineva ei spune și ei atunci ne îmbrăca. Ei dar nu știe că vine comisie, vine televiziune, ne îmbrăca că noi eram după acest dușe comisia, televiziunea. Grigore, tu? Eu am ajuns, m-am plâns, am fost la fundul, la fundul de copii. Cum eram murdar, în ce moate de râzână. Câți ani aveai când te-ai dus să te plângi? 9 ani aveam. Și ce s-a întâmplat? În cibote de răzână și mi-a spus, o femeie m-a luat la dânsa, m-a spalat, m-a îmbrăcat și m-a trimis acasă. Și eu am ajuns acasă, am fost bătut cu șlangul, dezbrăcat de hainele cele și iar dat haine murdare și eu am fugit de acasă iar. Eugen, le-ai recunoscut colegilor mei că mama voastră adoptivă a determinat-o și pe o soră de-a ta să comită o crimă? Da. Da, asta a fost. Despre ce este vorba? Acolo trăie soacra ei, ca bunica. Noi bunica îi spune mie. Și noi trăiem, noi ei aveau o cucneșoară acolo, lejancă și de acolo. Este o soră mai mică de-a voastră? Mai mare. Mai mare? Da. Cea mai mare? Da. Sora aia asta mai mare, ea avea grijă de bunica asta. O schimba, o avea grijă, o spăla, că ea nu se putea scola de pat. Și ies aproape de Galea, de sora, și îi spune, faci, că Galea ieși și pune un căpătăi în față și în nătru. Cât ar m-o sătura baba asta, să-i fac eu ei mâncarea aparte. Așa, direct? Da, direct. Câți ani avea Galina când i-a spus? Nu, 13, 15, așa. Dar tu câți ani aveai? Eu 12 aveam atunci. Când ți-a spus sora ta? Eram a doua, a treia zi, nu știu. Așa atunci? Da. Ea a venit la voi și v-a povestit ce a rugat-o mama voastră adoptivă? Uite, hai să auzim pe Galina, pentru că am vorbit cu ea. Și apoi la 13 ani am crescut cu mâca și m-a pus sonătul și s-o omor. Mâca spuneți că fata mâncătul și spune lui mamă să-mi dai mâncare mai bunișoară. Zic, mami, că mâca o zis să-mi dai ceva mâncare mai bună, că zic, nu-i porc și ei, tot e suflet. Și apoi am venit eu la Ieni, spune, să zic, dacă vrei ceva mai bun și un trai mai bun, pune-i pierna în cap și nătul și omoară. Și eu ți-a dau și vrei și îți dau. Tot ce ai plăcere, eu îți fac. Și am venit la mâncă și zic că mâncă ea ca și unii au zis, mamica, au zis să-ți pun pierna în cap să te năduși, da? Ea ca baba și-a spus. Zic că fata mâncă tu nu fă lucrul ăsta. Eu sunt bătrână, oasele mele putrezesc, dar toți putrezești în pușcărie. Aceasta este, uitați-vă, dincolo de uman. Când pentru a scăpa de o gură, ca să nu ceară bucate mai bune, mai gustoase, o impune pe fiică să o omoare pe bunică. Aceasta este o tragedie. Și orice vorbă care se spune aici, nu-i târziu să fie investigat de organele de drept, mai ales la capitolul aducerea la sinucidere. Prost de tot s-a făcut treaba primarul, în primul rând primarul sau primarii care au fost la fața locului, pedagogii, fiindcă făcea studii la școală, mai departe, asistența socială și, în general, statul pănășești, de unii voi sau unii voi ați crescut, foarte rău v-a tratat pe voi, fiindcă n-au intervenit atunci când voi erați copii ca să vă apere, fiindcă voi erați neputincioși să vă apărați, vă erați copii. Și chiar, sincer, mă doare sufletul că văd lacrimi în ochi și văd când sunteți așa cum ați crescut voi, cam prin greu, chiar mult greu, dar sunteți niște oameni sensibili, oameni care știți frica de Dumnezeu și asta e cel mai important. Acum nu cred că se întâmplă asemenea cazuri, dar poate dacă există, există poate un caz foarte rar. Și e foarte bine că există așa emisiune pentru că o vede astăzi o țară întreagă și poate și-ar pune întrebări. Doar că astăzi drepturile acestor copii sunt cu mult mai dezvoltate. Știu unde și ce să facă. Pentru ei acum, într-adevăr, și mie mi se rupe inima în două. Nu în două, dar chiar în bucăți. Pentru că eu nu știu ce mamă trebuie să fii să ai copiii tăi, să mai iei în grija ta o altă echipă de copii, dar să-i lași într-o casă care, practic, este anormală din punct de vedere a condițiilor. A venit momentul să auzim cealaltă parte a acestei istorii. Noi mâncam brânză, smântână, că creșteam câte 4, 5, 7 vaci. Mâncam numai când se strica.
După schimbarea copiilor, au făcut două căși. Un executor, un net. Spunea să ies din casă, că nu e a mea. E al mea, făcut împreună cu soțul meu. Eu aș vrea la detector de minciuni, să o pui, să vedem dreptatea ei. Suntem luat la casă de copii. Doamna asta, care ne-a crescut până la 18 ani, statul i-a dat ajutoare să construiască casă pentru noi, care 7 ne-a luat. Că dacă nu eram eu, nu era nici copilul și casa era liberă. Mere pe jur, îl dădea afară din casă. Erau actele de oars în mașină la un frate de-al meu. A fost titlul de proprietar la tot 7. În 14 ani am plecat, pe la prieteni, pe la colegi, pe la... Eram chinuit. Eram bătut, eram dezbrăcat, iarnă, prin următ, în expulță. O impune pe fiică să o omoare pe bunică. Aceasta este o tragedie. Eu am ajuns acasă, am fost bătut cu șlangul, dezbrăcat de hainele cele și iar dat haine murdare și eu am fugit de acasă iar. Și am mai vrea să-mi iei casă. A venit momentul să auzim cealaltă parte a acestei istorii. Femeia care i-a crescut pe toți acești oameni se numește Nadejda Ciobanu. Mulți dintre locuitorii din Pănășești o cunosc bine, pentru că le-a fost profesoară de limbă și literatură română la școala din sat. Soțul femeii, Ion Ciobanu, a fost și el profesor. A predat matematica în aceeași instituție. Pe lângă cei trei copii ai lor, soții Ciobanu și-au asumat rolul de părinți pentru alți 7 orfani. În urmă cu câțiva ani, bărbatul a murit din cauza unui stop cardiac, iar femeia a rămas să locuiască de una singură. Iată ce ne-a povestit ea despre viața ei, dar și despre decizia pe care a luat-o cu 30 de ani în urmă. Atenție la ecran! Nu am luat-o, adică ne-a dat o direcție de învățământ, că erau lepădați și a unii căldări de mâncare fășem. Dar să tot costau bani. Dar ei ne dădeau pentru fiecare copil 50 de lei. Salariul meu de atâta muncă era 108 lei. Mă dușim, suntem nopți, nu mâncam, nu spalau eu, surorile mele, gardurile astea erau pline cu haine. Rămăsesem când aveam o fermătură de pâine, mă ducem la cale ferată, atunci erau trenuri multe, era Slobodka și luam cu sacul pâine și tărâiem pe jos 2 km jumătate să am cu și hrăni. M-a stăruit poate mai mult decât la copiii mei, că eu de copiii mei n-am îngrijit. Nu i-am hrănit seara, dimineață, de-aniază și tot să-i spăl. Ei singuri, că noi lucram în 3 smene. Eu aș vrea la detector de minciuni, să o pui, să vedem dreptatea ei, unde e, și a cui e. Deci vrei să ne spui că e aminte? Tare. Tare minte. Cum e trăia cu pune sacul, dacă mașina vine la poartă? E mincinos, dar ei deșteaptă. E din sat cu nimeni, și cu forțe primari, și cu Consiliul Raional, și cu din primării Consiliul, nimeni nu se poate înțelege. Și primarul de față, și sătenii. În temeiul codului familiei, deci este un capitol care prevede casa de tip familial și articolele care sunt acolo, într-adevăr, sunt foarte bine și explicate și scrise, în care se spune că fiecare copil primește o indemnizație zilnică pentru mâncare și îngrijire. Deci, asemenea mărimi de indemnizații sunt prevăzute de către o hotărâre de guvern în care ea primea acest ajutor material din partea statului pentru ca să-i hrănească și să-i îngrijească. Haideți să vedem acum cum răspunde Nadejda Ciobanu la reproșurile, practic, pe care îi le aduc copiii adoptivi. Atenție la ecran. Nu-mi pare rău. Cam poezia lui Feodor Păromari. Eu sunt mândră când atacuri, n-aș știu de frică. Dar nu e vorba de obișnuitor. E vorba cum sunt oamenii. Și de-ntrânși oameni n-au să fie. Și ne începe abacul și subțoară.
Nu o să mai iei. Și noi doi proști oameni ne-am făcut milă de lepădături. Dar e toată viața vor ghita așa cum ai. Tot când ne-a crescut... Hermanin, Jura. Încă lepădătoria asta, încă e cuvânt bun pentru dânsa. Închipuiți-vă, cum a fost ca profesor la școală? E mai multă grijă avea de un animal decât de noi. Noi mâncam brânză, smântână, că creșteam câte 4, 5 vaci, 7 vaci. Mâncam numai când se strica. Zăr, din zăr nu ieșim. Și din zărul celălalt încă scotie și urdă. O scotie că ne dădea zărul celălalt cap așa de chioară, și gust n-avea. Grigore, mai devreme Eugen ne-a povestit cu locuința din care vrea să-l alunge această femeie. A fost construită cumva pentru voi toți. Da, pentru toți. Deci voi, fiind copii, ați reușit acolo să trăiți? Sau până la urmă niciodată nimeni dintre voi nu a trăit acolo? Noi am trăit acolo cât eram mici. Și apoi, ați trăit? Da. Trăiam acolo, nu era gătit, sobă, numai crănițele, fum prin casă. Dar așa ați trăit, da, copii fiind? Și focul făceam cu șoclejă, deci se rămâne de la vase. Da, doamna și domnul unde stăteau? Ei aveau la casă la dânsă, dar unde trăiesc în timpul de față. Acolo ei cu lemne se încălzeau, cu cărbune de statuie se încălzeau, dar noi trebuie să facem, ne duceam la lucru și veneam seara și trebuie să facem foc cu șoclejă de la vase, ude, înghețate, să ne încălzăm. Șeful unchi prin casă, era... Ca să înțeleg, tu ai rămas singurul dintre frați, dintre cei 7 frați care a rămas acolo să locuiască? Sau în timp ați locuit... Mai locuit un frate, dar el s-a mutat că... A fost executorul că să ne scoată afară și el s-a mutat în alt parte. Dar voi știați că voi, practic, după ce ați atins majoratul, nu știu, nu trebuia să stați acolo? Cineva a venit să vă spună că asta nu este totuși nu, casa voastră? Nu. Primăria și chiar Consiliul spuneți că e noastră. Luați și construiți, făceți că e voastră. Așa vă spuneau? Da. Ne-am interesat la primărie, dacă putem să investim bani, spuneau, făceți că tot e voastră, făceți, nu e nicio problemă. Și când am început, am executorul să vii să ne... Să ne evacuez, ne-am dus și am întrebat întrebare. A spus că totul a fi bine, unul altă. Dar ca să înțeleg, prin ce metode vrea Nadejda Ciobanu să vă scoate din această locuință? Ea ce-a făcut? Vine cu poliția? Ce face? Executorul a venit. Cu poliția din sat? Din sat. Deci ea, practic, v-a acționat în judecată, da? Da. A inițiat ea un proces, da? Da. Și prin acest, dar ea ce vă spunea în tot acest timp, până merge voi în instanță? Spunea să ies din casă, că nu e a mea, că... Să ne ducem de bună voie, să ne ducem, că oricum să ieșim. Pară rău, că, nu știu, fel de fel de voie. Așa, și acum a venit momentul să auzim ce spune Nadejda Ciobanu despre această locuință și de ce ea vrea să vă alunge de acolo. Pe tine, uite, pe Alona, pe copilașul vostru. Atenție! Ea mi-a făcut împreună cu soțul meu documentele, tot, o fost pe casă privată. Dar ei ne-au dat loc de casă, pe condiția că aici nu încăpeau. 13-7 copii și ai 10 și noi 3 și noi 2. Unde în casa asta se încapă? Da! Ajutoare, frații, surorile mele m-au ajutat. Au hârtiuț, tot. Am prezentat marturi la ședințele judecății. Tot este luat, toată arhiva din cancelarea strășenelui, cum au decurs ședințele. Ei veneau obraznic, ori nu se prezentau, ori... Prezentați documente că ați construit casa, că ați dat ajutori, că ați făcut ceva. Nu avem. De acolo în... Uf, am uitat cum se numește documentul și ala. Scrie proprietate privată, casă construită pe noi. Și am făcut, am împrumutat la neamuri. Asta e casa mea, eu am să fac ce am să vreau. Casa asta e a fișorului și eu mă duc acolo să trăiesc. Am avut sobă acolo, o scat ușele, o dărmat, acoperișul. Nu e așa ceva. Eu pot să spun că s-a pus, ei singuri au pus ferestre noi, uși noi. Noi când am început și când s-a început totul asta, tot ei au venit și a scos.
și ferestrele și ușile. Și sunt două căs. În casa între două căs este acoperișul deasupra și acoperișul aici nascuns. Acolo a trăit un frate de meu, a fost însurat, a trăit acolo. El a construit sobă, plită, de nou. Soba se dar era veche, a stricat-o pe și a construit alta. Și el trăie cu familia acolo. Păi doamna zice că voi nu mai ați stricat, că n-ați mai reconstruit nou. Este că se poate deduce și dovedesc cum e în casa aceea. Dar voi sunteți vecini cu dumneavoastră? Riesim că voi... Mă trăim pe știu o uidișoară. Păi un drum ușor. Și un drum ușor trăim. Nu, departe, o 200 de metri. Așa, deci lor, la timpul lor, li s-a oferit un lot, dar nu chiar lângă gospodăria. Peste drum. Peste drum? Da. Nu, pe la vreo 200 de metri de lângă casa ei. Acum. Și vă aduceți aminte cine a înălțat această clădire? Acolo de la statul, de blocuri. Cochilet, mașini... De unde știți că de la stat se dădea? Pentru că doamna spune că au ajutat-o frații, surori... La mine și vine cum înainte, cum era înainte, cum aduce ciumentul înainte, nu cum amuia în sace, la duce, da? Cimentul nu s-a dus aducea cu cisternă. Înainte cum s-a aducea cimentul de la stat, în cisternă, în... Așa? Așa l-aducea. Păi, dar voi ați fost copii, de unde știați care este sursa? De unde vin materialele de copii? Cum aveam 6-7 ani și o dăm... Satul la mine, și ies cum e. Când s-a dus material de pe el de blocuri acolo, vine comisia. Comisia vine și ei atunci ne îmbrăca ghinișor. Că se ne arăte. Și comisia ne pune pe noi să trăim cu ochileții. Noi eram mai grei ca cu ochileții. Și totuși doamna spune că ea deține toate actele pentru această casă, iar voi nu le aveți. Și acum, în platoul nostru, va intra un locuitor din Pănășești care spune că Nadejda Ciobanu l-ar fi rugat să declare fals în favoarea ei. Despre ce este vorba, aflăm imediat. Domnule Năstiuc, vă așteptăm. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule Victor, vă rog să ne spuneți cu ce argumente s-a adresat la dumneavoastră Nadejda Ciobanu și de ce ați refuzat-o? Cum spun, ei vecinul meu de parte. Dar când au venit copiii ăștia, mult bănat, dar s-au dus la, cum spune, la casa asta, la dedomnița lor, da? Și au luat-o la câteva șapte, da? Și când acolo tare iubirduia, muia, după schinarea copiilor, au făcut două căsă. A muia casa care e a lor, a lor, Nadejda din Cerna. Apoi o scris-o după șixa și o scris-o pe dânsa. Amuia două căsuri au făcut, care statul a dat ajutor, înțelegi? Statul a dat ajutor, au făcut două căsuri. Una după Sașa, mă tinge pe Olanda, nu știu unii Dumnezeu cu Dumnezeu, una după Grișa, care amuia casă. Ceilalți doi feciori și ai doamnei? Amuia și vreau să vă spun. Americanii au dat ajutor, au făcut fântână. Am spus că e tot făcut. Cum ai făcut-o? Chinici cu lucrătorii care au lucrat la casă nu s-au răsplătit. Și pe copiii tare obișnuie. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Victor, am înțeles că anume la dumneavoastră s-a adresat Nadejda Ciobanu cu o rugăminte. Și de asta ați refuzat-o. Eu vă rămuresc. O scria ca domnul Ion și singur, sunt dat lui scălitorul, pe ce? Că eu am dreptul la casă de copiilor. Zic, și cum atale? Și cum atale? Dar casa e făcută pe schinarea copiilor. Fântâna e făcută pe schinarea copiilor. O dat ajutor. Publica o dat ajutor, nu singur. Și eu zic, ia că vă propune 300 de lei, spasei scălitorul. Zic, du-te cu Dumnezeu, zic. Dar ați înțeles ce fel de document trebuia să fie? Apoi îți fac însemnătura chipului că copiii nu au pretenzii la casă. Cum e dacă casa e crescută pe copii? Păi de ce trebuie să semnați dumneavoastră așa ceva? Eu au vrut tipa că îți fac așa ca fals. Haideți să-i auzim acum pe alți câțiva consătini de-ai voștri. Din câte se pare, mai multă lume din Pănășești cunoaște despre această, nu știu cum să-i zic, confruntare, conflict dintre mama adoptivă și copiii adoptați. Atenție la ecran.
unul umbla într-o cizmă galben, unul verde, mai scurt așa, neîngrijit. E în greutate. Sau că copiii ăștia au dreptul să trăiască în casă, că ești un muncitor. Așa. E pat, nu știe, ea că așa ceva divan, ei nu știe și asta divan. Până și numai un pai. Cum le chema Liuda sau Vica, era cu două bățișoare, cum o bătea sub o scârtă de fân, adică s-a văzut. Erai și scandaluri. Umblau și pe dealul, și pe inovare, curau, că era nevoită să hrănească ăla. Când vineau comisia așa de fămșă, erau îmbrăcați și cu bănturiele și cu nu știu ce. Dar pe urmă nu-i mai bine așa. Da, ei s-au adus materiale, cum, s-au adus ajutoare, după cât ei știu și nu știu numai eu. Că, adică, ce fel de ajutoare? Chiar și fântâna, cineva, adică americanii cineva au făcut fântâna, și, dar chiar și mobilă, și televizoare, și la mintea mea s-au făcut pentru copii. Da. Dar cum s-au primit, că s-au îmbogățit pe schinarea copiilor. Cineva are el din rude sus, cum am înțeles, fiică acolo, care e în cadastru, care e toate chestiile astea s-au făcut nu de azi, asta s-a făcut de mulți ani. Și am ca să întoarcă toate să se restabilească la copii, asta e foarte, să dăm cineva chic. Ia că ce vezi, vedeți și gospodărie are cum trăiești, dar ei trebuie. Eugen, știm că împreună cu fratele tău, Ruslan, ați mers în instanță. Da. Să vă judecați, da? Voi doi din cei șapte copii. Dar chiar până acolo s-a ajuns, deci altfel nu era chip nici cum cu această doamnă să vorbiți? Să... Nu. Doamna e greu de vorbit. Eu am încercat și cu ajutor și cu una altă și de vorbit. Eu cu 4 ani de zile de samanam și cultivam pământurile, fără niciun ban, măcar când trăgeam, eu plăteam omul celor în crap, îmi tăiei în ea din leafă, numai că să-i fac ei. Mă stăresc și bine, dar nu spune. Deci tu încă și-o ajutai după toate, sperând că așa o să-ți faci o relație cu ea. Nu putem. Și ei, câte 50-80 de soții. Hai să vedem ce ne-a povestit despre asta fratele tău, Vitreg Ruslan Stoian. Mă refer la procesul de judecată. Atenție, Legra. Toți știu că asta e casă de copii tip familială. Adică. Și s-au mai dat încă 70 de soți de pământ arabil. Și noi toți am plecat. Care la studii, care după studii la muncă. Casa auzi că ce, ieșesc că aici casele astea trebuie demolate, că ele nu coincid planului. Băi, care plan? Cum să le demoleze? Adică atâta lume o muncit aici, așa știu să le demoleze. De asta primărie chiar să întrebăm, băi, poate, într-adevăr, noi nu suntem corecți. S-a început certuri. Și tot încă, stai că încă merge procedura de judecăți. Atacam, ei au început să ne atașe, precum că după, din spusele lui Ivan Fiodorovici și el de amodice, da, el s-a supărat că de ce nu i-am băgat și pe dânșii în parte, în cotă parte. Băi, voi aveți casa voastră, voi, într-adevăr, nu, lasă și, nu, aici nu contează cât, ca chestie, eu câștigat ultimele judecăți, la așa, din ce motiv am ajuns la, acest mandat de evacuare pe Eugen să le evacueze de aici, s-a obținut un proces verbal de recepție finală a construcției. Au prezentat niște acte false. Haideți să vedem acum ce ne-a spus primarul satului vostru despre acest conflict. Atenție! Erau o decizie din anii anteriori, în anii 90, când acest teren a fost repartizat pentru o casă de copii, Ciobanu. Adică nu era direct dată lui domnii Ciobanu care au luat acest copii la întreținere, dar erau dată pentru a construi o casă pentru casa de copii, care atunci așa era. Ei, când au ajuns la majorat, automat s-a anulat această, cum să-i spun, că au fost ca un fel de organizație, așa, casa de copii Ciobanu. Ei primeau ajutoare pentru ca întreține acești copii și, evident, au fost dat, au trecut anii, copiii s-au maturizat, care s-au dus, și a fost construit în acești ani această casă. După câte știu,
Ajutoare au fost multe, de, și organizațiile din raion au fost date ajutoare. Și au ajuns că soții Ciobanu au vrut să privatizeze acest teren și au atacat în judecat ca să-i elibereze și să fie trecut pe numele lor. Fiecare avea titlul de proprietate. În anul 2012 au fost împrumutat toate acești copii, dar fiecare avea cota parte din acest imobil. Da, 7 cote parte avea din acest teren. Da. Părți. Părți egale, da, mod normal aveți să fie și... Am discutat. Nu și gata. Zic, ce vă trebuie dumneavoastră? Nu copiii sprecați, țare, atât să sarajați. Ce vă dă asta? Nu și gata, n-au vrut. Chiar și Mahalaua s-a revoltat. Nu și nici de cum n-am putut să vorbesc cu dumneavoastră. În cazul când primarul a emis o decizie în care el, și chiar și explic că acest teren a fost dat pentru un ONG, o organizație, o asociație obștească. Ce se întâmplă cu pământul în cazul când această organizație obștească deja nu mai există? Deci nu poate cel care a gestionat această asociație să devină proprietar pe pământ. Ori primăria a lăsat loc de o eroare juridică, dând drept ca acest pământ să fie privatizat de către o conducător ONG-ului care a fost pe o perioadă scurtă, până au atins acești copii 18 ani. Pentru mine asta este foarte neclar. Dar că există o hotărâre judecătorească care nu poate fi pusă în discuție. Ea este doar executabilă. Da, deci pe fiecare dreptate că este o hotărâre de judecată care este definitivă și irevocabilă. Și ca rezultat acestei hotărâri, doamna Ciobanu este proprietar acestui imobil. Așa că Eugen n-ai ce face pentru moment. Pentru moment. În legătură cu faptul că în această emisiune au apărut multe detalii la suprafață, foarte multe detalii, care s-ar putea să servească drept temei revizuirea acestei hotărâri a instanței de judecată, în legătură cu că au apărut noi circumstanțe și în cele din urmă să fie revizuită această hotărâre a instanței de judecată, pe, în baza căreia doamna Ciobanu a devenit proprietară. Primă cale. A doilea moment pe care eu îl văd este legat de fals în acte publice. Nu exclud faptul că acel proces verbal de recepție finală, care domnul Victor spune că a fost pregătit și în baza căreia doamna Ciobanu a devenit proprietară și la casă, nu exclud faptul că acel act la fel este falsificat de unele autorități sau de unele persoane responsabile de a primi în recepție finală casa respectivă. Aceasta s-ar putea, dacă facem o expertizare sau dacă demonstrăm precum că cineva a fost corupt și a primit această casă în exploatare împotriva voinței cuiva, s-ar putea să fie la fel anulat o hotărâre în baza căreia voi veți avea dreptul la o șeptime din această casă și din acest teren. Și ultima, e bine poate la mijloc organele de drept, procuratura, să investigheze totuși acest caz de la A la Z. Dacă nu în acțiunile doamnei Ciobanu a fost exploatarea omului de către om și dacă în acțiunile doamnei Ciobanu sunt activități sau acțiuni legate de maltratarea copilor, chiar dacă acest lucru a trecut mult și mulți ani în urmă. Fiindcă toate e legat de proprietate, toate e legat de bani. Am impresia că din tot ce am auzit până în prezent, scopul a fost în felul următor. Am luat 7 copii, i-am pus într-o unghiere acolo, i-am hrănit ca pe niște animale, copiii mei la o cartier, trăim într-o parte, luăm toate ajutoarele, întreținem copiii mei, dar pe ei, cum au spus, lepădători. Poate poate bine ca în prezent, procuratura să investigheze, totuși, ce excroc este doar la Ciobanu în raport cu copiii respectivi. Eu aș zice că ar trebui să înceapă mai întâi de toate care a fost scopul destinația acestui teren. Pentru că lor li s-a oferit mai întâi de toate terenul provizoriu. Deci, în cazul ăsta, ar fi bine ca primarul să înceapă o investigație proprie prin care oferirea terenului destinat pentru o casă de tip familial să nu ajungă proprietatea privată a unor persoane care deja nu mai au acest scop pentru care a fost oferit acest teren. Uite, de la asta, dacă s-ar începe a dezlega subiectul acestui conflict, eu cred că revizuirea ar fi trebuit să meargă neapărat cu 100% în judecată. Ca
am toată admirația pentru oamenii care educă copii pe care nu i-au născut ei, nu o să folosesc cuvântul străini, pentru că în cazul ăsta anume așa s-a întâmplat, au educat copii pe care i-au ținut la depărtare de ceea ce înseamnă o familie, cu tot întregul familiei, da? Cu griji, cu bucurii, cu, eu știu, cu reușite împărtășite în comun. De fapt, copiii ăștia au fost privați de tot ceea ce înseamnă bună creștere. În al doilea moment, ascultând-o pe doamna profesoară, m-am bucurat încă o dată în plus pentru profesorii care m-au format pe mine. Eu am o compasiune aparte pentru oamenii care s-au educat în această familie și pentru elevii care au fost educați de doamna respectivă. Lor le urez succes să găsească, să găsească soluții la problema cu care se confruntă. Au tot dreptul la un trai decent, măcar acum când sunt deja adulți și nu mai trec prin calvarul prin care au trecut. Eu bănuiesc că ei nu au reușit până acum să soluționeze această problemă din neștiință. Deci nu au acea cultură juridică care să-i ajute pe ei să iasă din acest impas. Dar le urez succes și să fiți voi niște părinți mai buni. Aici îi fie în liniște și pace, vă doresc să-i respecte, dragi, mereu alături. La o lună de la imprimarea emisiunii, oamenii legii au stabilit evacuarea lui Eugen Vicol și a familiei sale din locuința în care trăiesc. În curtea casei a venit executorul judecătoresc, doi polițiști, dar și Nadejda Ciobanu, femeia care l-a crescut pe Eugen. Schenarea lor a ridicat cresele. Toată viața a lucrat profesoară și au mărit școlarii în școală. Totodată la fața locului au venit și doi martori, la rugămintea Nadejdei Ciobanu, care trebuiau să urmărească întreg procesul de evacuare. El singur nu știe la ce a venit. El l-a chemat, dar el singur nu știe. Și când a aflat, nu a fost de tot nu știe. El nu lămurește la oameni, de la ce vine, la marturi. Și atunci dăm marturi străini. Eu știu cum îi bătești, cum îi mete cu jitele. Vine televiziunea, îi pune banturi și îi pune toți frumos și era tot bine și frumos. Unul dintre martorii pe care l-a adus Nadejda Ciobanu s-a răzgândit și a plecat, așa că executorul judecătoresc a amânat evacuarea forțată a familiei Vicol. Noi, la moment, nu avem doi martori. Legislația nu ne permite să facem evacuare. Atunci se amână pentru o altă dată. Următoarea evacuare ar putea avea loc când Nadejda Ciobanu va găsi un alt martor. Până atunci, Eugen și familia lui rămân să trăiască în locuință.